Sper să faci 0 abonați. Și eu ție. Sper să ai 0 abonați. Ești foarte fraieră și nu câștigi nimic. Nu ești o matmoazel, ești o... A, nici tu nu ești matmoazel și tu ești fraieră. Nu mai șterge. Ce să nu mai șterg comentariile? A, nu face greșeli în mâine. Tu ți-i gang, ba tu ești. La fel și ție. La fel și ție. Nu știu ce asta. Cei care nu te lasă în pace sunt de colegii tăi. A, deci voi sunteți, hm? Eh, nu-mi pasă și așa luni. Adică, auză mine. După vacanța de iarnă, nu-mi pasă. După vacanța de iarnă, când o să vin la școală, o să șterg podea cu voi, așa că... Degeaba n-ați hate, că nu-mi pasă. Acum vedeți oameni buni? Nu eu dau hate, ei dau hate la mine. Ce asta? Ah, bravo! De fapt, da, l-am scris aceeași comentarii pe care vi le-am zis eu acum. Da, cum vedeți, ei sunt cei care nu mă lasă în pace, nu eu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sunt doar 8 comentarii, nu 16. Asta e, cred că se pun și răspunsurile. Da, ei dau hate, nu eu lor. Ca să vezi, Răzvan îmi dă și el. Hai să luăm ăsta, la fel. Asta e Eric. Hai mă, Bianca și eu. Am dreptate. Acum ce să mai fac? A, da, știu, o să vă zic ceva. Colegii ăștia jură că nu mă lasă niciodată în pace. Și să vă zic ceva. Dacă voi o iubiți pe Bianca Shoyo, adică, da, tipa asta, cei care sunt abonați la tipa asta, păi, n-am, sincer, cum vă place? Bine, nu vă zic să vă dezabonați de la ea, puteți sau nu puteți, cum vreți voi. Nu mai vreau să vă arăt că cum face o youtuberiță ca ea. Vedeți? Și zice că mai sunt și fraieră. Eh, ce-mi pasă? Ea e fraieră, nu eu. Plus că cine zice ăla e, nu? E, în fine. Vreau să vă zic ceva cu haterii. Dacă, auză-mi, dacă o să aveți hate și na, dacă vă dă cineva hate, să nu vă pese. Să nu vă pese. Dacă vă dă hate și, de exemplu, unul vă zice te ură și videourile tale sunt proaste, scrieți-le la răspunsuri. Păi tu de ce te mai uiți la ele? Știți? Te urăz, Bia. În fine. Da. Dacă aveți hate, nu uitați să luați măsuri și, na, trebuie să le răspundeți cu același lucru. Chiar dacă vă place, chiar dacă nu, sincer. Dar nu știu, puteți să faceți, ori puteți să ștergeți comentariile, orice. Așa că eu... Asta e, nu. Eliminăm. 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 Și eliminăm. Eliminăm. Asta e încă una. Da, haterilor, dacă o să-mi dați hate, mai ales colegii mei care o să-mi dea hate la video, nu-mi pasă că și așa vă șterg comentariile. Muhahaha. Păi da, și de ce? Pentru că sunteți colegii mei și pot să fac ce vreau eu cu voi. Pentru că știu că și așa în voi nu aveți curajul să mă spuneți. Plus, că dacă
că mă amintesc că, în fine, deci am zis că o să le răspund la hater cu aceeași, deci, de exemplu, dacă unul îmi zice, ești o fraieră, dintre colegi, eu o să mă urmă răspunsul și să zic, și tu ești o fraieră sau un fraier. Pentru că, ei sunt hateri. Și eu v-aș recomanda să le răspundeți cu aceeași, adică ceea ce zic ei, să răspundeți exact la fel. Plus că așa, da. În fine. Hai pa. A, da, și să nu mă credeți rea chiar în clipa asta. Eu doar vă dau sfaturi cum să scăpați de haters sau cum să le întoarceți spatele ori să prindeți curaj, zic și eu. Hai pa. Vă iubesc toată inima.